reușiți acolo numărul de like-uri și fratele vostru se ține de promisiune, aproape 8000 de like-uri la clipul de săptămâna trecută când am construit cea mai mică cameră secretă de gaming. Și așa cum am promis, pentru că ați reușit peste 7000 de like-uri, astăzi voi încerca să construiesc și eu cred că voi reuși cea mai mare cameră de gaming, care eu zic că de data asta nu va mai fi ascunsă. Vreau să se vadă din toată comuna unde locuiesc, multe lumini, multă distracție. Așadar se anunță un clip forță la care vreau să văd dacă strângeți din nou acolo peste 7000 de like-uri și dacă reușiți acest lucru, fratele vostru este obligat să facă live fie din cea mai mică cameră de gaming, fie din cea mai mare. Așadar vreau să vă susținerea voastră forță acolo, dar și cu butonul de subscribe, deoarece mergem rachetă, fraților, către cei 300.000 de abonați. Nu-mi vine să cred, doar în 3 zile 1000 de abonați din nou și haideți să vedem dacă reușim până la 1 ianuarie pragul imposibil de 300.000 pentru a merge la Inter Miami să-l vedem pe Lionel Messi. Și în acest moment spunem start procesului de construcție a celei mai mari camere de gaming. Probabil acest studio o să fie golit, deoarece vreau să duc cât mai multe lucruri acolo. Am și câteva surprize pregătite, dar haideți să dăm drumul la treabă. Și bineînțeles că dacă vă uitați la acest video, sunteți pasionați de gaming, așadar pe neba.com găsiți cele mai noi și cele mai fresh jocuri la cele mai bune prețuri. EFC 24, EFC FIFA Points și așa mai departe, Spider-Man 2, pentru absolut orice platformă. Așa cum v-am spus, prețurile sunt cele mai bune de pe piață și aveți suport 24/7, nu va exista absolut niciun fel de problemă. Site-ul este cunoscut la nivel internațional, găsiți chiar acum link-ul în descriere unde vă puteți uita și voi și să vedeți cele mai tari jocuri. Și plus de asta, se apropie perioada Black Friday, așadar prețurile vor fi și mai mici. Așa că nu mai stați pe gânduri, intrați chiar acum în descriere și uitați-vă pe neba.com. Și în acest moment ne aflăm în cea mai mare cameră care urmează să fie transformată într-una de gaming. Este livingul, care ce credeți, fraților, înainte trebuia să fie mult mai mic, deoarece în acest loc, filmează tu, Carlos, trebuia să fie un perete despărțitor, iar aici îmi doream eu să-mi fac studioul. Vă dați seama, era destul de ciudat, deoarece de aici, din dining, intri direct în bucătărie, cum era din bucătărie, să intri direct în studioul de gaming, nu prea mergea, așa că la fix a nimerit să nu existe perete aici și să avem o cameră imensă. Voi uitați-vă și voi ce eco este, eco care eu sper să nu mai fie până la final, deoarece urmează să o schimbăm total. Și acum, având în vedere că vorbim despre o cameră foarte mare, imensă, avem nevoie și de un plan, astfel încât până la final toate lucrurile să fie aranjate perfect, dar bineînțeles, acest plan nu voi face singur. Fratele Carlitos, nelipsit când vine vorba despre camere de gaming, cea mai mică, cea mai ascunsă, cea mai mare de data asta. Și acum nu știu, Carlos, ce crezi? O să avem mai mult de muncă față de clipul trecut? Eu zic că da, plus că e o cameră mai mare și poți să pui mult mai mult. Exact, păi o să punem. Eu zic așa, Carlos. Planul este următorul. Aici în spate, o să golim acolo, nu-mi place cum arată, deloc ca gaming, arată ca un dining. O să facem acolo ca un birou de gaming și podcast. Asta a fost ideea lui Carlos, care a fost foarte bună. Aici, având în vedere că avem palmierul și ne simțim într-un fel ca la Inter Miami, fii atent, aici punem gazon și o mini poartă, facem și un mini teren de fotbal. Mai departe, aici va fi ca un mini bar cu o lumină colorată, dar nu este bec, unde poți să servești ceva, să bei, să mănânci niște chipsuri. Și această canapea, Carlos, nu vom sta pe ea, am pregătit altceva. Aici practic va sta lumea care vrea să se uite la noi, să zic așa. Iar aici trebuie să punem ceva, astfel încât să ne jucăm la acest televizor, care ce credeți? Este și de gaming, are modul gaming activat, urmează să-l testăm și noi. Este un televizor aproape nou, nu are mai mult de o lună și nu mai stăm la discuții, Carlos. Eu zic să dăm drumul la treabă. Haide. Let's go! Și pentru această lampă am luat special un bec color, pentru a fi totul chiar de gaming. Deși de Tudor, data trecută ai fost zugrav, așa că ești electrician, tare. Exact, frate, exact. Becu, bei, becu. Spalzi becu. Nervează, n-aia să că nu se spalge. Se arăta pe al dracu de prost. Schema asta de servit, să ai ce să servești. Frumos, ureu, caju, bomboane de toate și fructe, bineînțeles, niște fructe trebuie să aducem. Perfect, super, țin apă. Soțul a
acesta este aproape gata, mișca la VIP direct cu tot ceea ce trebuie și cu narghilea acolo în spate și cu tot. Dar ideea e în felul următor, fraților. Pe ce stăm aici? Pe covor. No, nu poți să ai pe covor. Hai să felul următor. Canapeaua asta e să stai să te uiți. Nu este o canapea de gaming, este o canapea normală. Așa că cel mai potrivit lucru pentru a-l pune aici să ne jucăm cât mai liniștiți este, bineînțeles, un puf. Da. Și că tot vorbim despre un studio de gaming cu fotbal, pentru că așa îmi place mie, am adus, bineînțeles, un puf în formă de minge. Mamă, dar cine este cine suită? Păi, avem doar. Ideea în felul următor, trebuie să dăm puțin la o parte constantă. Deoarece acum urmează piesa de rezistență a acestui studio de gaming. Stai să ghicesc, un scaun. Tot vorbim despre cea mai mare cameră de gaming. Sper că sunteți pregătiți, fraților, pentru cel mai mare puf de gaming din lume. Uitați-vă și voi câtă mai puf încape în camera, Carlos. Păi nici nu mai e nevoie de asta. Mamă, e greu rău de tot. Ia uite, strică și covorul. Rip covor. Băi, deci e periculos rău de tot. Tipul ăsta, gata. Mamă, nu știu cum se pune. S-a ocupat toată camera. Da. Băi, am zis, facem cel mai mare studio, avem și cel mai mare puf. Uitați-vă și voi cum este. Mamă, cum e, scute-și-l de aici. Băi, gândiți-vă că am 1,88 m înălțime și mă simt mic față de puf ăsta. Nici nu pot să cobor din el. Trebuie să-l mai aranjăm. Așa că, caritos, cineva m-a stat pe el aici. Ia trebuie e foarte, că direct. Aranjez eu cu poze din el. Și uite cât de mic pare ăsta. Uite dar e destul de mare și ăsta, da, dacă stai să te gândești. Și atent, vreau să fac un test. Ia, fiți atenți, uitați-vă la Carlos. Deci tu ai plecat acum de la podcast și te duci să te joci, a? Ha, și... Nu sunt atât de obosit încât... Ușor, bă! Ne lipsit telelumini, bineînțeles, pe care le vom pune una în stânga, una în dreapta televizorului. Ne mutăm puțin aici, unde, la fel, trebuie golită această masă sau birou, cum vreți să-l numiți. Astea sunt drăguțe, parcă pe astea le-aș lăsa, Carlos. Una într-un colț, una într-un colț. Exact. Asta o iau, asta o las, așa, perfect. Și asta aici în mijloc, gata, eu zic că e ok așa. Da, da. Și facem aici un colț de lavandă frumos, să miroase și frumos în cameră. Și acum trebuie să mai aducem lucruri pentru acest birou, cum a zis și Carlos, studio de podcast sau gaming. Ai acolo? Tot asta mare aici pentru challenge-ul. Da, 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 bravo, bravo, bravo. Și Carlos, ai uitat ceva, tată? Așa. Ai uitat ceva? Uite. Microfon de podcast, fraților, nu l-am folosit niciodată. Invers sau așa? Invers? Nu. Da, așa, uite, asta e față. Gata, așa. Și-l pui în mijloc, ăsta în mijloc. Dar mai trebuie să aducem ceva. Bineînțeles, un controller pe care îl punem aici, frumos, arată. Și aici cartonașele, exact. Da, e roșu sau galben la podcast. Pune-le și pe ele undeva aici și moneda. Perfect, bom. Hai că începe ușor, ușor. Întrebarea e, Carlos, noi putem să mai aducem scaunul de sus de gaming, dar am zis, dacă facem și podcast și gaming aici, bine scaunele. Dă mai bine așa, corect, are dreptate, Carlos, totuși avem pufuri în spate, rămâne cu scaunele astea pentru că sunt bombă. Și zic eu, mai trebuie ceva aici. Bineînțeles, din acest studio nu putea să lipsească și un laptop de gaming. O să avem și consolă și laptop și, bineînțeles, căștile pe care le punem și pe ele undeva aici. Microfonul e pregătit. Oricum, dacă strângem la clipul ăsta 10.000 de like-uri, putem să facem live și de aici și din partea unde e consola. Așa că, hai să vedem, să termin și colțul ăsta și să mai aducem lumii. Și odată cu acest video, vreau să vă mulțumesc totodată pentru toată susținerea, deoarece la gala din această săptămână, Gaming Video Awards, am reușit să câștigăm 3 trofee. Este Tudor Buțan. Tudor Buțan. Tudor Buțan. O seară fabuloasă pentru mine, m-a simțit un fel de Haaland sau Cristiano Ronaldo sau Messi când câștiga atâtea baloane de aur pe care le vom pune aici frumos să se vadă. Role Model of the Year, ce-a mai câștigat? Cel mai bun video kids friendly și, bineînțeles, nu aveam cum să nu câștigăm și categoria cel mai bun video de sport, iar acesta este trofeul de anul trecut. Punem toate baloanele de aur. Seamănă și eu cu Messi? Da. Seamănă, nu? Așa are și Messi o poză cu baloane de aur. Deci, atent, mai ai nevoie de un balon și ești la egalitate cu Ronaldo. Are 5? Are 5, bine. Și că tot avem cel mai mare studio, bineînțeles, așa cum am promis, am construit o parte în care avem o mini poartă de fotbal cu gazon sintetic. Uitați-vă și voi cum arată cu toate lingile, ghetele și așa mai departe. Și gândiți-vă, fraților, că studioul ăsta este atât de mare încât putem juca fotbal în el, fără niciun fel de problemă. Ha! Spot! Hai, pas, Carlos! Și...
Gol! Păi tată, cum e mă să joci fotbal în studioul de gaming? Special, m-am gândit când am făcut acest studio, să avem și o mini poartă de fotbal. Cine știe, pierzi la FIFA, te provoc să dai crossbar. Știi ce zic? Le combini. Podcast, fotbal și FIFA. Fii atent, când jucăm FIFA, cine dă gol, îl provoacă pe celălalt la o provocare. Exact, poate, da? Da. Fraților, am adus, bineînțeles, și colecția de tablou cu fotbal. LED-urile urmează să facem din ce în ce mai frumos. Am tras special acolo fotoliu puțin mai îndreata. Și aici, zic, Carlitos, s-ar vedea cel mai bine. Da. Ecolurile cu fotbal, va, Cătălin Gărjan, hai să punem și asta jos. Băi, începe să arate cât de diferit totul. Mă, și aia sunt. Stadio Mane, frumos, aici, ia zic. Care-i ca la biserică. Nu, bă, ce? Aici, frumos, domnul Fernandez, îl punem și pe el. Și Neymar, ca de obicei, deci orice ar fi, Neymar, care este cel mai important tablou pe care l-am eu, cu cea mai importantă semnătură. Eu zic undeva aici, să vedem în rău, aici, aici, nu, aici. Aici, sub TV. Ia, mă, auzi cu planta. Ce facem cu asta, Carlitos? Hai să ne gândim. Ia, uite, în football challenge, care ține designerul de Carlos, mă, football challenge cu planta. Eu mă gândesc la partea design să arate bine și football challenge. Am mai făcut cu Carlos două ture și uitați-vă și voi cum arată studio acum. Efectiv, am golit studioul meu și mai sunt nevoie de lucruri acolo jos să cărăm. Și mai am o surpriză pentru voi. Dar hai să vă vorbim. Era să uităm de obiectul cel mai important, consola pe care am adus-o cu controlerele. Între timp am pus și LED-ul, banda LED, care arată bombă, dar nu vă arăt momentan. Ideea în felul următor. Acum este ora 16, cam într-o oră ar trebui să se însereze. Vom trage draperiile și apoi eu cred că va fi șocul cel mare. Hai să montăm consola, să dăm drumul la TV. Ușor, ușor ne apropiem de final și nu putea să lipsească din acest mega studio mingea semnată de Cristiano Ronaldo, pe care o punem aici, alături de celelalte mingi, direct în poartă, ca și cum Ronaldo a dat gol. Bun, începe să arate din ce în ce mai bine. Și așa cum am promis, am o surpriză. Pentru clipul de astăzi am cumpărat un tricou. Carlos, ai idee cu ce o fi tricou ăsta? Cu Cristiano Ronaldo? Dar deja ai acolo. Ești aproape, ești aproape. Și voi deschide acest tricou, nu cu Carlos, ci direct cu un fotbalist din Superliga României. Pentru că alături de noi astăzi a venit și fratele Tavi. Ce famă, Tavi, mă, să te iei pe fotoliu. Tavi alături de noi astăzi. Stă și el frumos acolo pe fotoliu. Ia hai să vedem ce avem aici. O deschidem de față cu voi. Se vede? Ți-am zis că ești aproape de Ronaldo. Bănuiești ceva? M-am dus departe rău. Ia uitați-vă, fraților. Ne-am cumpărat și noi, că tot mergem la Euro, tricoul naționalei României, pe care îl desfacem direct pe clipul ăsta. Uitați-vă și voi. Tricoul de joc, nou-nouț, cumpărat direct de pe site-ul lor. Ce scrie aici, Carlos? Luptăm împreună, tată. Luptăm împreună, forță. Tricoul de joc al României. Și pe spate scrie ceva? Nu, urmează să pun eu Tudor acolo sau Buțan. Dar fii atent, îl punem undeva acolo, lângă zona de recreere, care e aproape gata. Uitați-vă și voi cât de bine arată zona asta. Dar nu e totul gata. La final vom face întuneric și să vedeți cum arată. Bun, fraților, și am ajuns la finalul construcției celui mai mare studio și a venit momentul să facem întuneric. Haideți să tragem frumos draperiile, să se facă întuneric cât de cât, că încă e lumina afară, dar mai așteptăm și să vedem cum arată cu toate LED-urile și luminile aprinse. Și după aproape 2 ore, ajungem la final și, bineînțeles, ultimul lucru din acest nou studio sunt baloanele. Inaugurăm, practic, noul studio cu multe baloane și avem locul de podcast cu LED în spate, laptopul pregătit aici de gaming, unde te poți juca, căștile pregătite cu trofeele, cu tot, un loc mai luminat, așa cum v-am zis. După, aici este zona lui Lionel Messi, Miami, știți ce zic? Cu palmierul frumos, cu mini terenul de fotbal și cu toate mingile în poartă. Iar acum, sper că sunteți pregătiți pentru cel mai tare loc din nou studio, un loc imens și frumos. Priviți cum arată locul de odihnă și relaxat. Hai, capul meu, cu LED, tricou cu România, canapeaua, iar aici pufurile cu controlerele și uitați-vă și voi cum arată zona cu consola. Vino mai aproape, Carlos, să filmezi totul de aproape. Consola, LED-uri, Kylian Mbappé, Neymar, jocuri retro, cardul semnat de jucătorii Barcelonei, televizorul cu consola pregătită și meciul care urmează între mine și Carlos, România versus Portugalia. Da, da, astăzi eu sunt Portugalia. Da, tu ești Portugalia, eu vreau să fiu România, pentru că am strigat calificare împreună acolo, când am reușit să ne calificăm de pe locul 1. Astăzi vom juca poate primul meci de la Euro, deoarece noi putem pica cu Portugalia. Putem pica cu Portugalia, eu sper să picăm cu ei. Da. Să vedem un Ronaldo, poate pentru ultima dată la Euro, versus România. Meciul este pregătit aici frumos și încă o dată, uitați-vă și voi cum arată. Aruncă-te, Carlos, acolo.
un controller, așa se pune corect într-un foc. Ia. Și? Vreau să mă duc și si! Mamă, mamă, cât de fain arată, cât de frumos arată totul. Și uitați-vă încă o dată cât de mare este un loc luminat acolo și cu terenul luminat, locul de odihnă și aici consola. În acest moment dăm drumul la joacă și haideți să vedem meciul de astăzi, România versus Portugalia. Carlos vrea să-și are revanșă. Ce fac, Carlos? Gata? Ai luat jeleurile? Bă, a furat jeleurile de acolo direct. Am fost până la bucătărie. Păi ce mă fac eu cu Carlos, mă? Bă, fraților, avem două cadre, având în vedere că e camera mult prea mare, avem un cadru acolo și un cadru aici. Hai să vedem. România-Portugalia. Eu stau o forță aici, în ăsta mic, în ăsta mic. Dar tu vrei să mă consoliu? Asta vreau să zic. Hai, Moruțan. Hai, Moruțan, du-te. La calibre. Pasă bună pentru bancul. Au făcut. Aoleu, ce bine s-a făcut portughez. Nu pot să cred! Florinel Coman marchează primul meci de la Euro versus Portugalia. N-ai cum, bravo. 1-0 Florinel și ce gol. Bine, mă, burcă, Moruțan. Moruțan, greșește, Moruțan. Se vede, se vede, are emoții versus Portugalia și Ronaldo. Nu, ce apără, mă, da, scoate, mă, bine, mă, drăgușin. Și acum, Florinel Coman, cel care a reușit să dea gol împotriva Portugaliei. Florinel Coman, hai, Florinel. Pasă excelentă, mamă, ce pasă a dat pentru Alibek. Alibek. Ce-ai făcut, Alibek? Ce-a făcut, ce-a făcut? Uitați ce urât joacă. Bine, mă, uite-te la Rațiu, frate. Cred că i-a făcut update ceva și i-a dat viteză mare. Da. Și? Greșește Florinel. Și s-a terminat, fraților. România câștigă primul meci de la Euro împotriva Portugaliei. Și Portugalia n-a avut niciun șut. Aici, așa o să fie. Am zis că așa o să fie și la Euro în primul meci. Câștigă meciul împotriva Portugaliei. Bravo, Carlos. Bravo, bine jucat. Și acum, bineînțeles, mai avem o surpriză pentru voi. Vom intra pe contul meu, Carlos, în cel mai mare studio aici frumos. Vi-l mai arătăm o dată. Băi, gândiți-vă cât de bine stă Carlos acolo. Barosan. Nu cred că o să mă culc la noi. Dar eu stau bine rău aici în ăsta, credeți-mă, în ăsta micuț. Între timp s-a lăsat și seara, dar vă mai arăt o dată și partea aceea studioului cu mini poarta și cu totul. Și aici frumos în spate, mamă, cum arată, cât de bine arată. Și aici pe canapea. Invităm 3 abonați data viitoare. Invităm și din abonați dacă reușim cele 10.000 de like-uri și hai să vedem că v-am pregătit două pachete forță. Și acum, fraților, avem un challenge între mine și Carlos, aici frumos. Am pregătit 4 pachete forță. Fii atent, Carlos, te las pe tine să-l deschizi pe ăsta special. Și eu deschid un 85, da? Hai, let's go. Un 85, începem cu 85. Dă-i tu. Hai, mă, tată, mă. Hai, mă, cu ceva forță aici. Bă! Am crezut că e Icon. Na, cred că e Partei, cine asta? Partei, tată! Uite că studioul ăsta mare e mai ghinionist momentan. Sau fi ghinionist, domnul de aici. Hai, gata? 3, 2, 1 și am dat 85. Let's go. Hai, mă, tată. Anglia. CDM, mamă, cum se vede pe televizor. Bă, nu cred! Tot Arsenal. Rice. Mamă, ce bine. Băi, atât de ghinionistă, mă, să fie camera asta nouă? Hai, tată. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Ce avem, mă, cu Arsenal? De la mingea aia, Carlos. De la mingea aia de acolo, uite-te și tu. Doamne, de mie. Oh, m-a păsat din greșeală. Bă! Nu pot să cred. Mamă, ești varză, Carlos, astăzi. Băi, Carlos, ce mi-ai făcut? Băi, mi-ai stricat contul. Fii atent, Carlos, ia uite pachet aici. Și fii atent că-mi pică mai bine decât ție. Brazilia! CB! Diego Carlos,
Am zis că un pic mai bine decât Carlos în pachetul ăsta. Uitați-vă cum se vede și echipa aici pe televizorul ăsta mare, cu Lionel Messi acolo, Llorente, Colomani. O mai ții minte de data trecută? Mi-a picat în camera mică, vezi? Mai norocoasă camera mică. Deci mai norocoasă camera mică decât camera mare. Fraților, ne băgăm și noi acum să mai jucăm câteva ore. Profităm de camera asta cât putem. Exact, deja s-a făcut seară. Uitați-vă cum se vede și seara. Bombă rău de tot totul. Dacă v-a plăcut, haideți acolo din nou cu peste 7000 de like-uri și cu butonul de subscribe. Dacă reușim 10000, live direct, fie din camera mică, fie din cea mare. Scrieți în comentarii. Exact. Până data viitoare, am fost Tudor împreună cu Carlos și v-am pupat. Pa, pa. Pa, pa.